fost convocați la, după cum știți, în baza materialului și invitației care v-a fost trimisă, în conformitate cu prevederile articolului 39 alineatul 1 și articolul 117 alineatul 1 din legea administrației publice locale, numărul 205 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, dispoziția numărul 80 din 2303-2018. Domnului primar Comunii Orechier, vă invităm să participați la ședința ordinară la orele 14:30, cu următoarea ordine de zi. Aprobarea proiectului ordine de zi a ședinței ordinare, aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 26.02.2018, aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 20.03.2018, proiect de hotărâre pentru însușire raportului de activitate elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială și de mediu, precum și activității administrat publice locale a Comunei Orechier de Zubacu din 2017. Inițiator, primarul Comunei Orechier. Numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 la nivel OAS Orechier de Zubacu. Inițiator, primarul Comunei Orechier. Numărul 6, proiect de hotărâre pentru aprobarea excluderii din Asociație de Dezvoltare Intercomunitară pentru Stabilizarea Bacău a orașului Comănești, inițiator domnul primar Comunei Orechiești. Numărul 7, proiect de hotărâre privind alegerea președintele ședinței, inițiator primar Comunei Orechiești. Numărul 8, avem la diverse. Supunem la vot aprobarea ordinii de zi. Da, unanimitate. 13 voturi, da. Mulțumim. Numărul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 26.02.2018. Care este pentru? Ședința ordinară. Ședința ordinară, da. 26 februarie 2018. Unanimitate. 13. Punctul numărul 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 20.03.2018. Cine este pentru? Nu am o problemă, nu l-am mutat, l-am cerut de două ori. Imediat se fac copii. Se fac copii. Dar dacă nu l-am citit, n-am cum să votez. Și ăsta a venit acum mare. Deci, ai o abținere, nu? Trebuie să citesc procesul verbal. Nu a venit acum posesia lui. Nu ai avut comisie, nu? În comisie a fost elaborat. În comisie nu a fost, în comisie mi l-ați dat tot pe data de 26 februarie, dar de după 20 februarie la ședința extraordinară. Procesul verbal a luat ședința comisiei din 20 martie, din ședința extraordinară, nu l-am avut primit. Nu? Nici nu l-am nicio față. Uitați-vă, mapa, mapa e primit, n-am primit asta. Și asta v-am cerut și acum, și a doua pagină care ați modificat. Da, nu este nicio Da, punctul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru susținerea raportului și activitatea domnului primar. Ia cuvântul. Începem. Da, domnul primar. Ne am avut comisie, nu ne-am avut comisie. Da, da. E probabil să pun. Da. Perfect. Vă să dau din deci eu vă spun bună ziua. Și așa cum este stabilit și prin lege, în primul trimestru din anul în curs, primarul este obligat să facă raportul activității pe anul anterior. Deci, raportul vizează întreaga activitate care am desfășurat în cursul anului 2017. Și am încercat să fie cât mai concis, cât mai cu multe cifre. Și totodată să fie cât se poate diferit. Vă rog. Deci cunoaștem că dezvoltarea locală este prioritatea întregii administrații locale dintotdeauna.
și am avut în vedere și în anul 2017 să continuăm proiectele inițiate anterior. Am inițiat proiecte noi pentru a fi implementate în perioada următoare. Am făcut o serie de reașezări a strategiei locale și am încercat să sprijin și dezvoltarea economică prin agenții economici noi. Asta ca o chestiune generală privind dezvoltare. Un aspect al dezvoltării locale este și urbanismul. Și eu voi spicui din fiecare capitol în parte și să dau detalii. Care vizează întreaga comunitate. Și aici am specificat faptul că într-un moment, să spunem și istoric, dar și economic, în care lumea trece prin alte, printr-o serie de evoluții de natură demografică, de natură economică, de natură socială, dar și în urma interacțiunii cu civilizația occidentală, se constată chiar și la noi în localitate o pierdere din ceea ce a reprezentat urbanismul și elemente specifice tradiției locale. Și am încercat să determinăm cei care vor să construiască, să păstreze o linie cât se poate mai autentică, în așa fel încât să nu strice aspecte edilitare. Aici chiar intenționez anul ăsta să prezentăm, să aprobăm în Consiliul Local câteva proiecte tip, pilot, să spunem, tip, pe care să le asumăm, dar ele să fie, să spunem, reprezentative pentru localitate, pentru zona geografică și istorică din care facem parte. Ținând cont de faptul că Urecheștiu, ca și cu localitate, are o atestare documentară împlinită și anul ăsta, în cursul lunii martie, pe 2 martie, 546 de ani vechime, atestată în timpul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Certificatul de urbanism eliberat, 11, autorizații 8, pentru branșare 12, anexe 1 și 2, 4, certificate atestate a edificării construcțiilor 7. Protecția mediului. Știm cu toții, mediul este marea provocare a epocii moderne și vreau să scot în relief faptul că și noi încercăm să conștientizăm aspectul ăsta. Și prin ceea ce am făcut în cursul anului 2017, în măsura posibilităților, am încercat să contribuim la o dimensiune adevărat mică, pentru că acest segment de activitate este foarte multă posibilitate de a interveni. S-au făcut o serie de plantări de copaci și arbuști ornamental, s-a gestionat și din ce în ce mai bine activitatea de colectare a deșeurilor menajere de la populație. Asta cred că este în asentimentul majorității, pentru că e un segment al activității de protecție a mediului și am încercat să gestionăm foarte, foarte atent lucrul ăsta și s-a văzut prin modul în care oamenii au receptat serviciul pe care noi îl oferim, dar și prin faptul că a fost diminuată cantitatea de gunoaie aruncate aiurea de către unii sau alții din cetățeni. A fost curățat periodic albia trotușului, cu materiale aduse de la munte, în special. Și s-a făcut în mod constant, cam o dată la două luni de zile, de către cei care sunt la asistență socială, dar au participat chiar și ele de la școală. Au fost curățate șanțuri pentru drenarea apelor pluviale, au fost însămânțate și s-au plantat și flori pe terenurile publice. O altă componentă, starea civilă. Pe starea civilă, știm cu toții, evoluția demografică nu este deloc pozitivă și anul ăsta raportul dintre natalitate și mortalitate este în defavoarea natalității, deci avem un suport negativ totuși a populației, deci cu tendințe ușoare de scădere, dar există. Și putem să le observăm și din situația numerică a documentelor de stare civile liberate. Acte de căsătorie 20, acte de decese liberate 53, transcriere de stare civile 1, anexă 24-35 bucăți.
total populației. Total populație aici e o cifră pe care e luată din statistică. Ea este variabilă, dar eu estimez că în realitate suntem undeva la 3500-3600 de locuitori. Poate chiar și mai bine, dar având în vedere faptul că sunt și foarte mulți plecați. Asistența socială, un capitol distinct. Aici, știm cu toții, problemele de natură socială sunt multiple. Plecând de la situația economică în general, dar nu numai, dar și prin faptul că există, să spunem, un interes al statului pentru a oferi o anumită protecție socială diverselor categorii defavorizate, în special, dar nu numai. Iar persoanele care se ocupă de zona asta au încercat să satisfacă nevoia reală pe care comunitatea o are. Și zicem noi că aș reuși. Sunt 375 de anchete sociale pentru diverse prestații, 8 dosare cu minim garantat efectuate suplimentar la cele existente, 30 dosare alocații de stat, 9 dosare de realizație creștere copil, 7 dosare inserție stimulente pentru inserție, 5 dosare de alocații pentru susținerea familiei, 4 dosare pentru tichetele sociale și 71 dosare pentru încălzirea locuinței. Agricultura. Activitate de bază. Știm cu toții, trăim la țară, fiind agricultori și noi în diverse dimensiuni. Agricultura reprezintă una din activitățile de bază și una din activitățile cu care comunitatea locală, să spunem, iese și în evidență. Aveți aici niște centralizatoare cu suprafețele și cu producțiile anului 2017. Ele sunt niște producții medii. Pot fi considerate ca fiind producții bune, având în vedere faptul că, din punct de vedere meteorologic, anul a fost satisfăcător, chiar bun. La un capitol aparte, tot la capitolul agriculturii, este cel legat de dimensiunea exploatațiilor, unde asistăm la un fenomen, să zicem, oarecum pozitiv, dar nu chiar atât de grozav, aș spun eu. Există un fenomen de creștere a dimensiunii exploatațiilor. Se reduc exploatațiile de semisubsistență și de subsistență, cele sub un hectar, dar în schimb au crescut cele între 1 și 5 hectare. S-au stabilizat peste 100 de hectare și chiar și celălalt între 120-150 de hectare. Deci există un fenomen de stabilizare la capitolul ăsta, dar cu tendința de creștere a celor care sunt între 1 și 5 hectare ca și dimensiunea exploatațiilor. Și aici se vede și prin numărul de cereri pe care oamenii le depun la APIA. Un fenomen, zic eu, nemulțumitor, îl reprezintă creșterea animalelor. Aici există o tendință de scădere și cu deosebire la efectivele de bovine, unde nu mai există o disponibilitate a celor tineri, în special, să intre în zona asta, iar cei mai în vârstă nu mai au capacitatea fizică să facă față. Și credem că aici trebuie să facem ceva mai mult. Deja am inițiat, voi avea săptămâna viitoare niște întâlniri și după Paști cu cei care vor depune sau vor dori să depună pentru ani niște proiecte și care au nevoie de asistența de specialitate cu care se ducă treaba la îndeplinire. La cultură și culte. Cultura și cultele, cultura în special, să vorbim acum, este un capitol, iarăși, deosebit de important, chiar dacă pentru unii poate nu chiar atât de important, dar un om fără cultură și un om fără Dumnezeu este un om primitiv. Și ca atare doresc să înțelegem faptul că și în anul ăsta, cu deosebire, se va investi în continuare și în cultură. Și în culte. Anul ăsta vom continua ce am făcut și în anul trecut și acum 2 ani. Deci doresc în mod categoric să punem în valoare sau să
să inaugurăm, mai bine spus, Biblioteca Comunală. Am atins nivelul, să spunem, în care avem un fond de carte bun, dar o să-l mai ridicăm ca număr. Avem spațiu bun, avem mobilierul foarte bun și o să continuăm anul ăsta și sper că undeva în mijlocul verii, cel târziu, să trecem și la inaugurarea ei și începerea efectivă a activității. Deci este o prioritate. La capitolul culte religioase, știm cu toții, bisericile au făcut parte continuu din prioritatea pe care administrația locală a avut-o în anii anteriori. Principalul obiectiv de care am avut grijă în cursul anului 2017 a fost biserica nouă din satul Rechești și care a primit sprijin și o să primească în continuare, știm cu toții. Ea este în momentul de față în stadiul avansat de construcție, se pune acoperișul, s-au pus deja acoperișul din lemnul, urmează să-i se facă inifugarea, după care o să înceapă să-i se pună și tabla pe acoperiș. Deci, există un interes crescând, având în vedere și faptul că foarte, foarte aproape este și un moment jubiliar. Dacă anul ăsta s-a împlinit 546 de ani de atestare documentară, peste 4 ani de zile facem 550 de ani de atestare documentară Comuna Urechești. Ceea ce cred eu că trebuie avut în vedere. La capitolul cultură și culte, un capitol iarăși distinct, și să știți că în aprilie vom face, când o să avem ședință, o să avem un material consistent. Vor fi activitățile culturale prelejuite și din aniversarea sau aniversării de 100 de ani de la unirea teritoriilor care, știm cu toții, s-au alăturat regatului în anul 1918. Și aici vor fi un set de activități pe care le vom face. Cu sportul, a fost susținută în activitatea sportivă, în special echipa aia de fotbal noastră. La capitolul legalitate și registratură. Aici domnul secretar știe foarte bine care este treaba. Cu total documente, cu total dispoziții, hotărâri. Deci aveți cifrele la toate. Zicem noi că este o activitate destul de intensă. La capitolul sănătate. Am văzut mai devreme când am prezentat starea civilă. Aveam acolo niște cifre deloc îmbucurătoare cu privire la evoluția demografică și la faptul că avem un număr foarte mare de decese. Dacă vă uitați la boli, e destul de grav. Domnul, hipertensiunea, diabetul zaharat, cancerul a apărut și el și este din ce în ce mai numeros, bolile vasculare, deci sunt probleme speciale aici. Și trebuie să mai ținem cont de un aspect. Și vi l-am mai spus acum câteva săptămâni de zile. Deci, intrăm într-o fază, sau într-o etapă, să spunem, când doctorii de la Urechești și eu, o vârstă, și încet, încet, o să iasă din sistem. Trebuie să ne pregătim, din mai multe puncte de vedere, să oferim ceea ce doresc, să spunem, medicii, și în special cei tineri, la care, să spunem, aspirăm, ca să le oferim. De aceea am insistat și insist și o să pregătim, sunt de fapt în fază de pregătire a unei documentații, pentru a face o extensie cum trebuie a dispensarului. Numai așa poți să-i atragi pe cei care cu adevărat doresc să vină în continuare. Pentru că lumea nu se sfârșește nici cu mine, nici cu cei care sunteți acum pus în local. Și lumea se sfârșește când Dumnezeu o să stabilească lucrul ăsta. Iar noi suntem obligați să vedem anticipativ și vom face imediat totul, cât se poate de atent, să depunem documentația pentru extindere și dotare, totodată, cu cele necesare. Deci de asta trebuie să ținem cont. Eu mulțumesc doctorilor pentru faptul că s-au dedicat zeci de ani. Doamna doctor Brăila are peste 30 de ani de Urechești. Doamna doctor Gheorghiță, aproape de 30 de ani de Urechești, ceea ce este mare lucru
să ai doi medici într-o comună, ceea ce alții nu au. 40 face doamna doctor. Din 87. Păi nu, 30 de ani, 31 de ani. Dar este un bucurător faptul că i-am avut lângă noi. Este foarte mare importanță. De învățământ. Fraților, la căptură învățământ și cu toții, procesul cel complex. Știm că avem o demografie ușor, să spunem. Eu am luat în permanență anul cel mai mic al numărului de nașteri. 2015. 2017 și-a menținut trendul, oarecum pozitiv. Deci avem un trend pozitiv al numărului de copii care s-ar înscrie la școală în anii următori, dar nu atât de mulți. Plecând de la realitatea anilor 2000, chiar și înainte de anii 90, când erau chiar și câte două clase într-o școală. Acum deja reușim să formăm o clasă într-o comună. Deci este destul de neplăcut, dar trebuie să facem față situației. Aici aveți o situație prezentată extrem de detaliat, cu rezultate, cu ceea ce s-a făcut în mod concret. Zicem noi că, în linii generale, școala și-a făcut treaba. Nu putem să imputăm absolut nimic oamenilor că nu au fost responsabili. Am avut și o probabilitate bună, am avut deci probabilitate de 100%, fără nici fel de probleme. La ciclu primar și din 98,36% la ciclu gimnazial. Este un procent bun, chiar foarte, foarte bun. Și la examenele naționale, iarăși, s-au prezentat destul de bine. Sperăm ca și în etapa următoare școala să performeze, pentru că, să știți, avem copii foarte buni. Copiii care anul trecut au terminat liceul, deci care în urmă cu câțiva ani erau elevi la Urechești, din acea serie de copii, vreo 30-40% sunt la facultate. Deci ceea ce este mare lucru. Având în vedere că media națională a copiilor din mediul rural care se merge la facultate este sub 10%. Să știți. Deci avem un procent bun încă la capitolul performanță școlară. Dar ea presupune foarte multe măsuri pe care trebuie să se ia în continuare, care trebuie luate în continuare. Știm cu toții că există o presiune și anul pentru anul școlar următor. Faptul că e posibil ca să se mai să comaseze cele două școli, la Urechești și Cornățel. Sperăm să găsim o soluție în așa fel încât școala Cornățel să fie funcțională, deci să rămână funcțională, nici de cum să fie închisă. Pentru că dacă va fi închisă, va fi o problemă de gestiune a acelor spații. Deci va fi o problemă serioasă. Eu merg pe ideea că într-o clasă, dacă ai 12, 13, 15 copii, poți să faci performanță și nu dacă adun 30 într-o clasă. Nu o să reușești să faci performanță niciodată așa. Bun. Programul cu finanțări europene și naționale. Pot spune că a fost un an foarte bun. A fost un an foarte bun pentru comuna Urechești, dar este, de fapt, rezultatul muncii anilor trecuți, anteriorul 2017. Că sunt multe proiecte care au fost inițiate, depuse, muncite 2015, 2016, 2017. Unde s-a reușit, deci, să contracteze finanțarea europeană prin AFIR la Iași, 1 milion de euro pentru drumuri, finanțarea europeană pentru AFIR la Iași, prin GAL, bulde excavatorul, finanțare națională la Ministerul Dezvoltării prin PNDR2, undeva la aproape 3 milioane de euro. Deci total, cifră contractată ca și finanțare, aproape 4 milioane de euro pentru comuna Urechești. Începând cu anul 2018 și continuăm mai departe. Deci, concluzionez faptul că s-a muncit de către toți. Mulțumesc pentru cei care susțin tot timpul lucrurile astea. Și să dea Dumnezeu să se poată implementa. Fac referire la faptul că suntem în licitații cu drumurile.
Suntem în faza de a vedea exact situația. Deci a trecut de analiza tehnică a ofertelor. Intrăm în analiza financiară acum. Și sper ca după Paști să se termine, după care să tranșeze cine este câștigător, să mergem pe proceduri până la capăt, în speranța că într-un timp foarte, foarte scurt, mă refer aici la luna mai-iunie, sperăm, să putem să dăm mușla treabă. Da. La bugetul local, cifrele știți cu toții, din toată perioada în care s-au făcut bugetul inițial, rectificările ulterioare, a fost un buget echilibrat, să spun. N-a fost un buget grozav, dar un buget echilibrat cu care am putut să ne descurcăm și să mergem mai departe. Deci concluziunea este faptul că anul 2017 a fost bun. Nu spun foarte bun, vedeți că sunt foarte atent în exprimare. Pentru că întotdeauna este loc de mai bine. Dar a fost superior anului 2016. Ceea ce este iarăși foarte bun. Închid și spun doar atâta. Să dea Dumnezeu să fiți sănătoși cu toții. Și să dea Dumnezeu Comunei Orichești cu perspective frumoase de implementare. Din proiect. La școală, mai fac referire, la școală, anul ăsta, știm cu toții, discutam de faptul că trebuie să avem și în vedere că e nevoie de o bază sportivă. De o bază sportivă, un teren de sport și de o sală de sport. Pentru terenul de sport avem un parteneriat cu Fundația Elvețiană și încercăm să-l implementăm o finanțare majoritară de la bugetul local a nostru, deci atenție. Iar pentru sala de sport, deja suntem în faza finală cu documentația tehnică de proiectare, urmează să-l depunem pentru finanțare. Prin programul operațional regional, dar și la cine. Deci, încă o dată, mulțumim. Sănătate și numai bine. Mulțumim, domnul primar. În baza materialului prezentat de domnul primar, dacă... Hai să prezentăm și celălalt ce am spus. După care sunt după aia. Domnul președinte, aș dori să vin cu o propunere în Consiliul Local. Deci, s-a prezentat raportul pe anul 2017 de activitatea domnului primar. Pe ordinea de zi mai avem încă trei proiecte de hotărâri. Doresc să supuneți la vot Consiliul Local următoarea propunere. Să prezentăm întâi toate materialele de pe ordinea de zi, după care fiecare consilier care dorește să ia cuvântul, să discute pe toate materialele. Pentru că dacă discutăm pe un material, după care revenim și prezentăm al doilea proiect de hotărâri, iar discutăm pe marginea celorlalți, să face o chestie. Așa eu dacă, ca și consilier, după ce ați prezentat toate materialele, eu îmi exprim punctul de vedere și voi arăta tot ce este de arătat pentru fiecare proiect de hotărâri și am încheiat cuvântul. Vă mulțumesc. Deci supuneți la vot Consiliul Local dacă se dorește acest aspect. Dacă sunt de acord. Da. Cine este pentru? Nu, am zis, dacă nu sunt înscrie la cuvânt, pot fi prezentate în continuare, dacă sunt înscrie. Domnul Mărcuț. Mulțumesc, domnul președinte. Cum a subliniat domnul primar, că anul acesta se împlinesc 546 de ani, de
când comuna Orechiești, Orechiești era a fost atestată, e mai mare cu 500 de, de ani ca mine. Mulțumesc, mulțumesc, Matei. Am văzut, domn primar, că ați achiziționat, dar așa în fug, într-o zi, parcă, două însemne de circulație care marchează intrarea și ieșirea din localitate, cu inscripția anului care ați marcat-o dumneavoastră aici, și era bine să fie montate. Dar asta e... Au fost, era de anul trecut, le-am văzut. Da, din noiembrie. Decembrie. Așa, deci să fie montate, să nu sfârșească ca celelalte însemnii care sfârșesc, au sfârșit deja, în spatele dispensarului. Nu, deci ele vă smontați. Da, ăstea, sper. Da, fetele montați. Să nu sfârșească, m-au sfârșit alalte în, în rugină. Referitor la mediu. La mediu, domn primar, da, s-au făcut curățenii, s-au adunat, dar mai, am mai discutat și în ședința trecută, extraordinară. Bine, acum e raportul pe 2017, dar până la anul, până dați raportul pe 2018, să uită. S-a făcut, s-a adunat, a activat persoanele la fase 16, dar mai este de făcut. Vreau să menționez doar faptul că în urma construcției grădiniții Urechești, o mare parte din materialele rămase, saci, peturi de bere, care ele nu au avut parte, nu au fost deșeuri. Le-am văzut pe marginea drumului către balastieră. Acum poate nu mai sunt, dar erau acolo. Chiar am vrut să adun câteva, să le adun. Saci cu CT-126, toate materialele. Erau acolo pozit. Pe marginea drumului spre balastieră. La, s-au plantat copaci și arbuști ornamentali. 2017, n-am văzut, domnul. 2016, așa este. A fost o avalanșă de... 2017. 17 a fost? Fost vreo 2-3. Da? Da, ornamentali. Da, în 2016, da, au fost o avalanșă, țin după o campanie electorală, s-au plantat. Acum, referitor la... A spus ceva și de centenar cu cultura, cu... M-am gândit, sau poate nu ați deja v-ați gândit, să ne înfrățim și noi cu o localitate din Basarabia, cum au făcut și alte comuni din Moldova noastră, din toată România. Poate identificăm și noi o localitate, măcar simbolic, ce ni știe. Mergem la excursie. Totiți? Mergem la excursie. Da, vedem. Ei la noi, noi la ei. Că dau răspuns. Da. Da, pe tema asta, în rest, sunt aceleași. Și vă urez succes și era bine dacă mulțumeați și consilier, chiar dacă sunt din opoziție, că nu au fost unele puncte pe care nu am fost de acord noi. Dar eu am mulțumit tuturor. Am mulțumit primar, dar în modul general. Da. Nu am cumplit un partid sau persoana deci, da. Întotdeauna, deci să, să spunem că, uite, n-am avut opreri sau rând din partea... N-am spus nimic legat de treaba asta. Da. Dar este. Vă urez succes și aștept următoarele materiale. Poți da răspunsul, e foarte rapid, ca să mai este. Deci legat de treaba cu semne, material. Da, bine, astea semne, oricum se pun în perioada asta. După parte. Așa. Doi, legat de materiale care se merg la construcție. Deci știm cu toții că eu am inițiat ca foarte multe materiale din demolări să le ducem la, la rezerva statului. Am pierdut. De rog. În zona balastierii, pentru a ne proteja. Că o să o mai fi dus peturi sau cineva a dus peturi, asta e altă discuție. Dar noi acolo, de ani de zile, depozităm pentru a ne proteja. Și știm foarte bine că ne-a protejat, în mod clar, chiar în vara anului 2016, dacă știm bine. A fost o situație destul de neplăcută. Legat de, de posibilă înfrățire, da, deja, eu am deja un... un contact făcut cu o primărie din Basarabia, e vorba de o doamnă primară dintr-o localitate din Basarabia, și urmează să, am încercat să sun la ei, urmează să ne, printr-o asociație care activează în România legat de Basarabia, să rezolvăm problema asta. Deci o să încercăm să, în primul rând, să-i invităm la noi, să ne invite la ei, să vedem cum procedăm legat de asta. Iar cu pomii. Cu pomii, deci, am... În ce zonă? Cea mea. În ce zonă este? Da, vă spun și eu localitatea. Legat de plantări, da, s-au făcut. S-au făcut anul trecut, în special s-au plantat
asta cum spune, pe zona publică. Tei, s-a plantat nuci, s-a plantat nuci, s-a plantat nuci și au mai pus și ceva, cum spune, salci. Anul ăsta, dacă tot am ajuns la capitolul plantare, anul ăsta o să plantăm în continuare ceea ce am aprobat în ședința extraordinară. Și chiar am luat legătura cu Romsirva și ei vin cu propunerii, pentru că au și un material destul de consistent numeric și voiau să ne doneze niște molit în care să facem plantare în continuare. Și eu o să fac demersul ăsta să luăm mai mult decât suma sau cantitatea pe care am aprobat acolo și să primim molit pentru plantare. Iar de plantat vom încerca foarte rapid, sper eu, nu sper, sigur, trebuie imediat după Paște, în săptămâna Paște nu avem cum să le facem, putem să le copăm de curățenie și mai de făcut, dar imediat după Paște să trecem la plantare. Perioada lunii aprilie este optimă pentru asta. Dar cu ied nu mai găsim? Deci, dragul meu, oferta lor este de salcâm. Bradul ăla, 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 dar nu prea au așa de mult. Molit, dar e o cantitate mai mare, Rom Silva, și ne poate, da? Nu-i goana lui. Deci, încercăm să rezolvăm problema asta. Da. Ce se poate adapta și ce poate să existe. Da. Important să rămână. Da. Da, da. Cam asta. Mulțumesc, domnul Brânceanu. Da. Legat de sănătate, vă rog. Noi la Fornățel avem dispensarul, l-ați făcut, ați investit o sumă de bani în el, dar noi nu avem un medic acolo, niciodată nu vine la consultații. Chiar nu se poate, odată pe săptămână să, da, să vină. Pentru că sunt persoane în vârstă care nu se pot deplasa și bănuiesc că majoritatea asiguraților sunt din Lunga Dochii, Fornățel și Satul Nou. Nu, dar ce mai trebuie? Era un program odată pentru fiecare mai localitate, de a veni câte o zi. Măcar o zi pe săptămână, nu fiecare zi. Păi poți nu, fiecare zi n-are. Păi nu. Deci așa era și mai înainte. Păi era în perioada campaniei. În perioada campaniei se poate. Poți să răspund, da? Da. Deci cabinetul individual este autorizat la modul legal, este cel de la Orechești. Doctorii pot, doctorița, doamna doctor de la Cornațel, deci ar încerca să vină, au avut și niște probleme sănătate, ca să fim mai sinceri. Și am încercat o discuție să înceapă activitatea și la Cornațel, cel puțin o dată pe săptămână. Deci spațiul este adecvat, oricând este la dispoziția dispensarului. Nu se pune problema că nu ar avea acces. Deci, din punctul de vedere, se poate rezolva. Deci, trebuie reluat o discuție și nu din campania electorală. Dacă ne amintim noi bine, în campania electorală nu a fost doctor acolo. Ca să zic cineva, cineva campania electorală cuiva. Deci este o absurditate, ceea ce s-a menționat aici. S-a făcut spațiul respectiv și bine că ani de zile până țelul nou în cabinetul lui, s-a amenajat așa fel încât să fie destinat special pentru cabinetul medical. Și vom purta o discuție din nou cu doamna doctor. Și tocmai de aceea, domnul președinte, bani și spațiu, nu se completează. Vă rog, vă rog, vă rog, deci, nu, vă rog frumos, numărul de, vă rog frumos, numărul de pacienți, scris la doamna doctor Bărziță, sunt majoritar din Cornățel sau din Lunga Dochia și din Urechești. Deci, ca atare, cea care va merge acolo va fi doctorul care are pacienții majoritari, asta e clar. Deci o să insist la dânsaș să găsim o soluție, o programare și vă rog chiar și pe doamna Luminița să-și dea un punct de vedere, mă zic că este și medic, pe asta, este asistentă medicală la cabinetul doamnei doctor. După aia completez și eu la domnul. Dispensarul, nu avem nici dispensar, școala se închide, rămânem doar cu biserică. Deci, școala se închide, părinte. Vă rog frumos, școala nu se va închide, așa cum spuneți dumneavoastră, într-un mod atât de tranșant. Deci căutăm soluții așa fel încât școala să fie, să rămână funcțională. Grădinița rămâne oricum funcțională. Deci nu vreau să închidă școala la modul tip Globozia, cum s-a închis. Pentru că dacă închidem și școala la Cornățel și o lăsăm așa izolată de lume, o să asistăm la tot felul de vandalism și tot felul de atitudinile astea de distrugere. Deci nu se va închide, se încearcă modalitatea prin care acea școală să rămână funcțională. Și eu sunt de părere că trebuie să rămână funcțională și insist la capitolul ăsta și voi găsi soluții.
Domnul președinte, pot completa? Da, da. Vă mulțumesc. Completare la ce a spus domnul primar legat de punctul sanitar de la Cornățel, este un punct sanitar. S-au făcut niște investiții, dar pentru a funcționa calitatea medicală acolo, trebuie autorizație sanitară în care constă niște acte pe care trebuie spuse la punct, atât legate de primărie cât și de doamna doctor. Dacă se funcționează fără autorizația sanitară, medicul este amendat. Și nu-i convine la nimeni să lucreze. S-a lucrat. Înainte am mai lucrat și așa. Dar acum legile s-au schimbat și nimeni nu convine să... Nu riscă. Da, nu riscă, exact. Deci pentru a funcționa un punct sanitar, trebuie îndeplinit niște condiții pe care le impune legislația. Și în primul rând sanipidul. Nu te lasă pentru că ei vin și îți dă o listă. Noi am mai discutat și cu domn primar. O parte din ele s-au făcut. Dar ca să nu mai plătească și legat și de curtea, de conturi și alte chestii, spațiul ăla trebuie dat oare în chirii, oare în concesiuni cu act pentru medic. Și aici s-a oprit problema. Deci de asta nu a mers mai departe treaba la Cornățel. Nu legat de medic când nu vrea, că n-are chef. Deci astea sunt probleme. Din punct de vedere sau... Deci aici s-a oprit. Deci o problemă administrativă da. cu locația. Da, aici, legat de locația. Dacă poate domnul primar să ne dea locația. Deci, din punct de vedere legal, am pus la dispoziția și dispensabil absolut tot. Nu spune nici ce. Deci acum, dacă dânsii doresc cu adevărat să apuce medicamente, se pot apuca. Deci nu le-a interzis absolut nimeni să aibă acces în dispensar. Dar nu e legat de interzis. Nu. Deci eu sunt la dispensar. Bine. Vă mulțumesc. Domnul președinte, vă mulțumesc pentru că îmi oferiți să iau cuvântul în această ședință și doresc cu această cale să vă rog să conduceți lucrările ședinței în mod regulamentar. Prin aceasta vreau să vă spun atâta timp cât eu am respectat și respect colegii mei atunci când își exprimă punctele de vedere, doresc de asemenea să fiu respectat în acest fel, să nu fiu întrerupt atâta timp cât eu îmi spun punctul de vedere sau să vină cu tot felul de argumente pe parcursul lor mele de cuvânt. Da. Față de aceste lucruri, vreau să vă spun că materialele puse la dispoziția consilierilor, au fost în timp util, au fost discutate, studiate pe comisiile de specialitate, în care, conform regulamentului, președinții comisiilor de specialitate trebuia, după prezentarea procesului verbal, să prezinte hotărârile comisiilor de specialitate, rapoartele de avizare a... Așa, asta e una. Bun, trecând peste această problemă, voi face referire doar la raportul domnului primar pe anul 2017. Față de acest lucru, datorită și faptului că domnul primar a arătat în această ședință toate problemele care au fost consemnate în acest raport, mă voi arăta doar problemele generale într-o anumită parte, dar și unele punctuale. Deci, față de raportul de activitate al primarul pe anul 2017, putem constata cu toții că este un document bine întocmit profesionist, în care sunt arătate activitățile din anul 2007 privind starea economică, socială și de mediu 2017. Putem vedea cât de bine sunt arătate problemele din sănătate
învățământ, agricultură și toate celelalte capitole din acest raport. Așa cum sunt prezentate lucrurile în capitolul geografia locurilor, clima, hidrografia și în special istoricul localității, se poate vedea cunoștințele generale ale domnului primar și preocuparea acestuia pentru a se documenta și a afla cât mai multe lucruri despre Comuna Orechești. Prin acest raport, după părerea mea, consider că mulți dintre noi și-am îmbogățit cunoștințele generale despre comuna noastră. Eu, personal, mi-a plăcut istoria și geografia și sunt în această privință mulțumit că am aflat din prezentul raport, dar și din rapoartele anuale prezentate de domnul primar din anii anteriori, multe lucruri plăcute pe care nu le cunoșteam. Cu toate acestea, consider că unele capitole, cum ar fi hidrografia și urbanismul, puteau fi îmbogățite cu mai multe informații. Spre exemplu, la hidrografie putea să arate că în anul 2005, râul Trotuș a inundat localitățile Urichești și Slobozia, distrugând culturile oamenilor și peste 250 case de locuit, aducând o mare suferință oamenilor, care unii dintre ei nu s-au revenit complet nici în ziua de azi. Consider că trebuia arătat, în ciuda demersurilor făcute de primăria Urechești, prin domnul Babă Nicolae, la diverse instituții ale statului, prin care s-a arătat necesitatea urgentării lucrărilor de irigare a văii Trotușului, a râului Trotuș, pe o porțiune de 10 kilometri, pe raza comunei Urechești, nimeni nu a luat hotărâri în această privință pentru a preveni pe viitor alte catastrofe provocate de râul Trotuș prin inundare. La aprobarea bugetului național pentru anul 2018, distința doamnă senator de Bacău, doamna Tudorița Lungu, a arătat Parlamentului printr-un amendament ca din bugetul pe anul 2018 să fie alocată o anumită sumă de bani tocmai pentru acest proiect de îndiguire a văii râului Trotuș, comuna Urechești. Cine conducea lucrările ședinței, respectivul din Parlamentul României, a spus printre altele SEC, amendament respins sau se respinge amendamentul, nu mai rețin exact. Revolta mea la acel moment în sufletul meu a fost deosebit de mare, neputând să o exprim în cuvinte. În supărarea mea s-a născut întrebarea: dacă distinsul domn președinte care conducea lucrările din Parlament la acea ședință pentru aprobarea bugetului României pe anul 2018 ar fi dintr-o localitate unde a fost inundat, în urma căruia casa lui, a părinților, a fraților, a consătenilor, ar fi fost afectate mai mult sau mai puțin, sau dărâmate, ar mai fi respins un astfel de amendament care ar fi vizat localitatea unde dumnealui s-a născut? Tare aș fi vrut să știu acest lucru. Din punctul meu de vedere, pe partea de urbanism, domnule primar, era bine ca dumneavoastră să arătați care sunt motivele pentru care nici la ora actuală planul de urbanism general aprobat definitiv de Consiliul Local prin hotărârea numărul 28 din 12.06.2015 nu este în funcțiune, nu se lucrează pe el. Cred că este bine să arătați, să lămuriți acest aspect în ședința respectivă. Problema este că noi trebuie să știm de ce firmele de cadastru nu lucrează pe acest plan
urbanism aprobat de către noi. Deci, din punctul meu de vedere, la proiectul de hotărâre, raportul primarului, atât am avut de spus. Vă mulțumesc! Bun, răspuns la cartul hidrologiei. Știm cu toții Petrotuș au fost alocate sume în 2005. S-au alocat la Urechiești, s-au făcut acel dig pe care știm cu toții, după care s-au alocat în zona Comăneștiului, iarăși au fost niște probleme mai dificile și s-a stopat întreaga finanțare pentru îndigurirea râului Trotuș. Am făcut demersuri, de fiecare dată când debitele sunt foarte, foarte mari, invit aici, constat că, așa cum e specific românesc, își amintește lumea că există premiza unei catastrofe în momentul în care se produce acea catastrofă. Deci, ca atare, sperăm să nu avem vreo nenorocire și văd un an destul de ploios și asta trebuie să o aibă în vedere cei care sunt cu adevărat competenția decizii pe linia asta, pentru că bazinul Trotușului este incompetența apelor române și a statului român. Legat de plan urbanistic, deci planul urbanistic, am discutat și zilele trecute cu cei care se ocupă, el este în faza de avizare și trebuie să avem răbdare. O să fie rezolvat și o să-l aprobăm în Consiliu ca să fie operațional. Deci asta este clar. Problema este una singură, că au trecut deja 3 ani de zile de când l-am aprobat și unde se-mi pot molește propunerile. Propunerile, da. Nu mai știm unde și cine trebuie să facă aceste avizi odată să terminăm cu problema respectivă. Instituțional, știm cu toții, durează. Înseamnă o serie de avize care se iau de la instituțiile statului român, nu de la Urechiești sau de altă parte. Deci se ia de la instituțiile statului român și durează și trebuie să le înțelegem ca atare. Deci eu forțez cât pot pe cei care se ocupă să rezolvăm problema. Vreau ca anul ăsta să mi-o dea grijă, în cartea să știu că s-a rezolvat treaba. Din punct de vedere al finanțării, nu este o problemă ca să se achite, deci totul este ca ei să-și facă treaba cât mai rapid. Bun. Da, păi din câte ne aducem aminte, domnul primar, în ședința cu bugetul, de la cele 34 de mii care au fost prevăzute la investiții, dumneavoastră ați promis că veți achita și anumite sume pentru PUC. Mulțumim, domnul primar. Domnul Andrei, cât mai scurt? Deci 3 minute de astăzi, domnul Lungu. 3 minute a dat lumea. Un minut. Raportul, domnule primar, este un raport bun. Îl face fiecare an, tot la fel. Totul e ok. În afară cu a amintit de echipa de fotbal. Dar noi avem datorii la echipa de fotbal pe anul ăsta. Deci, băieții, supărați, trebuie să achităm. Mai ales că avem și cu federația, dacă ne ajută cu școală, nu putem să rămânem datori față de ei, chiar așa multe, de anul trecut datoria. Rugămintea mea care e să trecem la un plan, primărie Urechiești nu are contabil. Avem și programul de finanțare europeană și toate astea, o să ne vină mult de lucru. Să demarăm ceva pentru un contabil pentru primărie Urechiești. Ăsta e singurul obiectiv care trebuie atins. E ceva, eu cred că e mai important, că altfel nu cred că o să pierdem noi finanțarea europeană, dar e bine să avem contabilul nostru. Eu atât am avut de spus, asta a fost... Mulțumesc de apreciere. Să dau punctual răspunsul. Deci s-a produs întârzierea, știm bine, ne avem contabil, nu mi-am putut face chiar așa foarte rapid de treaba. Deci deja am discutat-o, pe luni îi trimit la plată diferența, datoria veche care există și în felul ăsta ne luăm de o grijă, iar oamenii pot să meargă în continuare să joace probleme. Legat de contabilitate,
o să reluăm după sărbătorile Paștului. Am mai avut niște contacte și discuții cu persoane interesate. După sărbătorile Paștului scoatem din nou la concurs. Pregătim documentația și o scoatem din nou la concurs. Pe ideea, eu zic că vom rezolva problema angajării unui contabil cu experiență și care se poate să facă față. Legat de riscul pe care spuneai tu, la unul așa, deci nu există un asemenea risc. Suntem atenți, monitorizăm corect lucrurile. Nu se pune problema că n-am fi capabil să ducem treaba mai departe, având în vedere că am trecut totuși în ăștia 2 ani de zile într-o perioadă destul de complicată și a mers înainte. Eu zic că o să o rezolvăm, trebuie să avem puțină răbdare și sunt optimist. Mulțumesc! Mulțumim, domnule. Trecem la următorul punct. Da, să solicităm cele 2 comisii. Da, aviz favorabil, toate 4 materiale, aviz favorabil, nu-i problemă la comisia juridică, nu. Deci are aviz favorabil. Pe comisia economică, aviz favorabil pe toate materialele discutate pe comisie. Mulțumim. Trecem la punctul numărul 5. Spuneți votul, vă rog. Supunem la proiectul de hotărâre. Votul pentru. Deci, în unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 5. Spun, mulțumesc pentru faptul că votul exprimă. De fapt, votul dumneavoastră este și aprecierea efortului pe care l-am depus cu toții, și Consiliul Local și primarul, în cursul anului 2017. Pentru că, sincer, nu putea nici primarul să facă performanță fără aprobarea Consiliului Local, dar nici Consiliul Local nu putea să facă performanță dacă cineva nu alerga ca să se ducă să-ți bată, să materiale. Deci, ca atare, fără echipă, nu merge treaba. Vă mulțumesc în mod foarte sincer și să dea Dumnezeu, ca și 2018, să reușim să facem performanță, să facem treabă pentru comunitatea care ne-a ales pe toți. Vă mulțumesc! Deci votul consilierilor și expunerea domnului colegului. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 la nivel UAT, Ureche, județul Bacău. Inițiator, domnul primar, acum aici o să-i dau libertatea domnului secretar să-i exprime. Și așa, dacă mai e ceva de completat, vă rog. Potrivit legii 188, autoritățile publice locale, implicit conducătorul instituției, elaborează acest plan de ocupare a funcțiilor publice, care presupune intenția autorităților ca pentru anul respectiv de a scoate anumite posturi la concurs și de a stabili exact ce funcții publice vor fi supuse promovării, ocupate prin recrutare, prin promovare rapidă și alte aspecte. Față de precizarea făcută de colegul dumneavoastră, domnul consilier Andrei, făcând referire la faptul că nu avem contabil, tocmai din acest motiv, acest plan de ocupare a funcțiilor publice este necesar a fi adoptat. După cum ați observat în materialul de ședință, Agenția Națională a Funcționarilor ICI nu a făcut obiecții asupra modului de întocmire a planului, plan care se transmite Agenției Naționale cu 45 de zile înainte de a fi supus aprobării Consiliului Local. Drept pentru care, în cadrul ședinței de astăzi, acest plan, conform anexei, a fost înaintat și este necesar a fi supus aprobării în vederea faptului că anul acesta vom avea 3 promovări în cadrul profesional. Este vorba de 3 funcții care vor trece în gradul principal urmarea examenului de promovare. Conform legii. Conform legii, înțeles. Și, eventual, cum a precizat și domnul primar mai devreme, postul de pe compartimentul financiar contabilitate va urma să fie scos la concurs, după cum este stabilit și în cadrul statului de funcții, pe funcția de grad profesional principal, consilier, clasa 1, sau după atitudinea pe care Consiliul Local o va avea cu privire la transformarea postului, dacă va fi necesar, rămâne ca ulterior să se stabilească. Drept pentru care dumneavoastră acum rămâne să aprobați
acest proiect de hotărâre, care ulterior va fi transmis la București, așa cum este prevăzut de lege. Domnul președinte, vă rog. Mulțumim. Supunem la vot. Votul pentru? Vreau să pun întrebare. Vă rog. Amintit domnul Andrei și eu vreau să spun. Domnul primar, deci cu planul pentru post, fișa postului. Nu, pentru planul de ocupare. Da. V-aș ruga, dar acum în modul cel mai serios, pentru funcția de contabil, pe toate căile posibile vă rog să acționați ca să ocupe acest post, pentru că stăm foarte rău. Nu mai repet ce a spus colegul, stăm foarte rău, știți? Nu cu plățile, cu salariile, cu orice. Cum nu? Cu ce? Am avut întârziere, am avut... De salarii s-au luat la vreme. Au mai fost. Deci nu se pune problema că cineva întârzia la salarii. Asta v-aș ruga. Deci cu funcția de contabil, cu ocuparea postului, cât mai accentuat, dacă se poate. Prin media, prin... nu știu, site-uri. Există... Da, domnul viceprimar, dar știți cum e, când vezi că cineva cere, băi, stai la acolo e ceva, e o problemă. Așa să tot actualizăm când îi scade momentul, deci hai să mai fac o actualizare. Acum nu-i, așa trebuie, deci să stăm și noi bine. Asta l-am avut nici secretar o perioadă. Haideți să vă explic eu. Deci, Vase, duci într-o zonă derizoriu, nu te supăra. Sunt reguli pe care trebuie să le respecti în punct de vedere legal, angajatorul nu poate... Vă rog. Angajatorul trebuie să respecte o lege. Deci se face publicitate și s-a făcut publicitate prin foarte multe mijloace în media. Deci nu-i vorba că nu s-ar fi făcut. N-a existat poate o receptare din partea cuiva, că n-a prezentat interes. Și apoi, această categorie profesională este foarte căutată, pentru că își găsește foarte ușor de lucru și lumea se mai ferește din instituțiile publice. Este un adevăr. Și preferă să meargă în mediul privat, unde este destul de bine plătit sau chiar să activeze ca persoană autorizată sau asociată comercială pentru prestări servicii de contabilitate, ceea ce le aduce și un confort financiar și chiar o liniște. În timp ce cu statul trebuie să fii ancorat în realitatea stat. Deci noi, în momentul ăsta, eu chiar și zilele astea am fost și am intrat în contact cu mai multe persoane interesate și sperăm ca după Paști, când vom scoate la concurs, să rezolvăm treaba. Sunt mai multe variante de lucru și sperăm că cineva care dorește să se înscrie. Adică nu-i că nu vrea primarul, că nu vrea. Eu am scos de 4 ori, 2 ori debutant. Deci, atenție, pentru debutant însemna să aibă experiență 0. Tineri absolvenți. În 2016 și în 2017. Așa. După aia am scos cu 5 ani vechime, în 2016 și în 2018. Deci, fraților, nu ține doar de... E vorba de felul în care omul vrea sau nu vrea să vină la un concurs. Nu poți să iei cu forța de pe stradă sau să facă un concurs. Nu vrea primarul. Deci dacă nu aș fi fost interesat de atâtea ori, mi se putea imputa, bă, dar tot ce ai făcut? De atâta timp trebuie să scoată concurs? Deci l-am scos. Iar la capitolul secretar. La capitolul secretar a fost un noroc că acest domn care este secretarul Comunei Orichești din 1 septembrie 2017 a fost doritor să vină la concurs. A mai fost un domn care s-a înscris, nu a corespuns din punct de vedere legal și dânsul a fost singurul care a avut șansa să intre pe concurs, a participat la concurs la București, l-a luat și s-a luat. Deci nu-i vorba că cineva nu vrea. Deci exclus o asemenea discuție. Local. Nu-i funcție de conducere, e local. Da. Deci organizarea concursului este la Primăria Orechești, nu e la București. Cazul secretarului fiind funcție de conducere, sunt și la București. Dar nu, frate, nici primar nu-i vivor. Poate unii am des la discuția cu Andrei în trecut, că acuza primăria că nu știu zic. Nu eu sau primarul avem acces la deputatul care vine la concurs. Aici e de Consiliul Județean. Haideți să nu exagerăm. Deci, nu hotărăște și n-a hotărât niciodată primarul sau viceprimarul sau nu știu cine. Cel care ocupă funcția. Și mai spun ceva. Și mă uit direct în cameră. Că nimănui nu i-a cerut o capă de ață sau vreo cu apă minerală sau plată. Care a fost bun să participe la concurs, au participat și au vrut să participe. Care cu adevărat a fost cel mai bun, o câștigat, care nu. Asta este tot. Deci nu că
că cineva pune piedici, care interese. Nu avem niciun interes și n-am pus nimeni interes. Sunt nicio formă. Deci au fost cazuri, i-ați văzut. Se mergea cu certitudine. Dacă va fi X, să ocupe postul de cutare. Și n-a ocupat niciunul. Deci nu discutăm în termeni că ține cineva cu ăla sau ține cu ăla. Să știi carte, să facă față situațiilor. Asta e tot. Vom să fim un post care presupune aici nu responsabilitate. Aici nu e un post de polițist local clasa 3. Nu, dar e un post contabil, un post important și public. Foarte atent. Acolo sunt fonduri europene, sunt multe. De ce să nu avem? Mai departe. Care este pentru? Nu la limitate. Domnul președinte, dacă trece. Permiteți, mă duc și eu să duc copiii la școală. Da. Sunt de acord cu presupunerea pe care suntem. Da, discutat. Trecem. Da. Sunt de acord. Deci sunt pentru. Păi, mai este sigur. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea excluderii din asociație din dezvoltare intercomunitare pentru salubrizare Bacău a orașului Comandă. Domnul primar, aici. Domnule, voi fi foarte, foarte scurt. Nu e vorba. Nu politizăm, nu dramatizăm, nu facem absolut nimic. Deci chestiunea asta, între timp, s-a rezolvat. Așa. Nu mai e cazul excluderii. Am discutat și cu reprezentanții ADIS-ului, cu directorul executiv, Bogdan Săpă. Am discutat cu mai mulți reprezentanți care mi-au spus care este situația. Deci, între timp, domnul primar de la Comănești a rezolvat disensiunile care exista între dânsul și ADIS, cu atare nu văd de ce noi am fi împotriva omului. N-are niciun sens. Deci, cu atare, încă o dată, merg pe ideea să respingem sau ce formă aveți noastră, sau să vă abțineți, sau ce credeți noastră. Adică, n-are sens acum să ne apucăm să votăm pentru nu știu ce sau pentru nu știu ce. N-are rost. Este fapții. Voturile în cazul... Nu, domnul președinte, solicitați voturi pentru excludere. Da. Cine este pentru aprobarea proiectului? Voturi împotrivă? Și domnul Dogaru, da? Votați împotrivă? Da. Nu, de acord să le excludă. Doriți să vă menționez în procesul verbal că ați votat împotrivă? Nu, deci vă abțineți? Abțin. Da, vă abțin de la abțineți. Cine se abține? Nu împotrivă. Cine se abține la proiectul de hotărâre privind excluderea orașului Comănești? 13. Toate vor fi contabilizate la voturi împotrivă. Ei au adunare săpătălare, așa are decât să-și deci, concluzie... Deci, practic, noi dădeam un vot care deja s-a pus la punct. În concluzie, proiectul de hotărâre privind excluderea orașului Comănești este respins în unanimitate. Da. Prin abținere. Prin abținere. Prin abținere. Trecem la punctul numărul 7, proiectul domnul președinte, eu aș dori totuși pe marginea acestui proiect de hotărâre să fac niște remarci. Chiar aș dori. Vreau să vă spun și de ce. Chiar dacă noi, în primul rând, de ce vreau să fac acest lucru? Pentru că el a venit ca proiect de hotărâre pe masa noastră. Ca să îl aprobăm sau să îl respingem sau să-i facem ce eu îmi face. Așa. Cu ce nu sunt eu de acord? Acest raport, nici nu trebuia acest proiect de hotărâre să ajungă pe masa Consiliului Local. Și nu numai a noastră, a tuturor consiliilor locale din toate unitățile administrativ-teritoriale. Am să motivez și am să explic. Această organizație, fiecare unitate administrativ-teritorială plătește o cotizație anuală. Niște bani. Pe de o parte. Pe de altă parte, este un consiliu de administrație al acestei organizații, în care fiecare consiliu local a desemnat câte un reprezentant. Întrebarea mea este, consider legitimă, pentru care motiv acea administrare nu ia hotărâri, având în vedere că din fiecare consiliu local este câte un reprezentant și transferă atribuțiunile consiliilor locale să le dea tot felul de accepturi. Este rușinos. Și am să vă spun și de ce. În tot această administrare a făcut prețul
pentru urban și rural, pentru persoane fizice, da, până în anul 2032, dacă nu mă înșel. Așa, l-a stabilit, l-a aprobat, după care vine și îl trimite consiliilor locale pentru aprobare. Dar aprobarea normal că trebuie să fie pentru toți. Deci, trimiți un proiect de hotărâre stabilit dinainte de dumneata și fixez prețurile, în care eu, de fapt, n-am nicio posibilitate să discut, să spun că e prea mult, e prea puțin. Nu, sunt obligat să-i votez cum a stabilit el prețul. Oare acest lucru nu mi se pare corect? Iar din nou transferăm, deci, responsabilitatea pe umerii consiliilor locale, obținând un vot pentru obligatoriu. Și vreau să vă spun că eu atunci, la acea ședință și la acel proiect de hotărâre, eu nu l-am votat. Ca să ne fie clar. Deci asta este un fel de deci asta am vrut. Deci asta am vrut să spun. Bineînțeles că acum am votat cu abține, nu așa. Vă mulțumesc. Da, sunt diverse. Nu, vreau să completez, scurt. Chestiunea, cred că a fost totuși înțeleasă într-un anumit mod. Există o procedură legală, ai calitatea de membru, este un statut în baza căruia asociația funcționează și trebuie să recurgi la metoda legală prin care aprobi sau nu aprobi. Deci nu e vorba că cei care de la VIS, dacă au trimis documentația, nu au procedat corect, nu. Deci au procedat corect. Acum, noi ca și membri ne-am spus un punct de vedere. Am spus, nu, ne-am ținut că n-are sens ca să mai votăm în condiții în care lucrurile s-au așezat. Cam asta ar fi. Mulțumim, în cazul ăsta nu era corect ca să ne abținem și când ni s-a impus prețurile, cât să plătim la gunoi? Trecem la punctul numărul 7, proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pentru următoarea lună. Da. Trebuie să iei acolo? Păi, asta e trebuie. Deci, ce trebuie să iei? Să spune la voastră, ne-a funcționat. Ce are prevenția nimic? Domnul Piseca. Da, era parcursul de Fabiești. Pune-ți, pune-ți, pune-ți. Ce problemă? Ce se întâmplă? Ce mai întâmplă? Nu mai am zis, nu pot. Să încep sau nu. Păi, poate o puncte avem. Cine e de acord? Domnul vicemar, asta ați mai propus, lăsați și pe altul. Păi și dacă poate și jos, cum e scrie treaba asta? Păi, scrie treaba asta. Și a fost o bună. Hai să votăm, cine e de acord? Cine e de acord? Dacă domnul viceprimar... De acord, da, 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 la diversitate. Cât mai scurt. Domnul Andrei. Domnul Măscuț. Anul trecut am stabilit un program de audiență a consilierului, care fiecare consilier se desfășoară de activitate de audiență. În urma programului de audiență a zis că în 30 de zile ce revine cu solicitarea să dea răspunsul. Deci la cererile care le-am depus anul trecut, nu mi s-a dat pe domnul Bici răspuns. Ba mai mult de atâta. A fost persoana respectivă pe drum oprită și a spus, domnule, de ce v-ați dus la domnul Andrei și ați făcut așa? Nu putea să vină la mine? Asta spune de domnul Bici. La mine? Persoana. Domnul Andrei, spui persoana. Gina, din mașină, nici n-a scoborât din mașină. Și a spus, domne, a venit la un consilier, s-a prezentat cu hârtie. Hârtia e cu număr de înregistrare în primărie. Am cerut în 30 zile. Atunci nu mai facem lucrul ăsta. Ce rost are să mai stăm noi și mai luăm de la cetățeni plângeri, aducem în consiliul local, a fost prezentat în consiliul local și nu s-a rezolvat. Măcar cu da sau nu se poate sau ceva, mergând în hârtie. Am cerut, ca în urma respectivă, dacă tot e un regulament, să dea răspuns scris și persoanei respective care depune și consilierul care a primit în așa. Acum, cetățenii nu mai vin în audiență. Ce răzoare dacă ne acostează pe drum? Da. Și plus de asta, ce să mai vină? Eu stau două ori în mașină. Deci asta vreau răspunsul, are trei luni de zile. Eu am răspuns și eu, acum fața consiliului local. Eu am vorbit cu Gina și am spus. Proprietatea de teren care este acolo, eu teren privat, vei vorbi cu cetățearul și cu acceptul lui, în primăvară, îi fac canal de scurgere. Atât tot.
Că nu-i personal. În primăvară, scuze. Dar eu nu, dar bă, da, e pământul terenului ăsta al lui Șubotaru. Eu nu pot să intru în poziție privată și facă lui șanț. Adică cu acceptul lui. Domnul Șubotaru, după ce a cumpărat terenul, a făcut șanț. A făcut foarte bine. A făcut șanț. Nu-i problema numai la o singură persoană. A avut, ea a avut curajul ca să vină în audiență să zică în urma sesizării, că mai e primăria Urechești, mai sunt mai multe plângeri. Da, că e apă în porțiunea aia de drum. Și tot timpul nu se poate trece pe acolo cu mașina. Strada aia cel puțin începând de la ce proiecte vine până acolo, e jale. De asta zic. Trebuie să găsim ceva, o metodă în care să dispară pe aceea. Ai auzit greșit, domnul Pisecar. Și nu-i singura, mai e și la domnul Ciubotaru, la domnul Stanciu, în partea strântă, tot aceeași problemă, sunt multe probleme. Până ajungem să facem drumul, trebuie să găsim o soluție, nu putem să lăsăm omul să nu poată să iese din curtea afară, din cauza. Vă dau răspunsul. Gata? Da? Vă dau răspuns imediat. Și cred că îi dau răspunsul și dânsii, anticipativ. Deci amintim ceea ce vreau. În legătură cu domnul de la Dumnezeu, când se poate interveni pentru cetățenii care întreabă, de îndreptat, rog. Anticipativ, am spus. Deci amintim perfect. Nu mai aștept. Hai să vedem. Vă dau răspuns. Bun. Legat din ceea ce ai spus tu. Da, e o chestiune destul de complicată, dar totodată s-a rezolvat într-o anumită măsură. Deci am discutat personal cu Nicu Ciubotaru în anul ăsta, undeva în mijlocul lunii februarie. Deci omul este de acord să se descarce acel toren. Acea apă care se colectează de la construcții, de fapt de pe construcții, de ce mai vine dincolo, de prin la oameni, să ducă, se descarce către Luncă. Deci omul este de acord și o să rezolvăm. Aici trebuie să facem, e un tub acolo, un podeț. E făcut, acolo, ca să se desfunde, ca să curgă în continuare. Fac remarca faptului că acolo a fost o situație puțin mai delicată, până la schimbarea proprietarului de teren. Că cel care a fost înainte a fost un pic mai, să spunem, mai puțin, nu a fost mai permisiv. Deci mai puțin înțelegător. Așa. Deci permisiv este Nicu Ciubotaru și am discutat cu omul ca să o rezolvăm. Asta este tema de lucru pe care o va avea vicele în etapa următoare. Ca să răspund și la întrebarea asta și închid discuțiile. De luni, sper să nu fie ouă, deja am programat să facem intervenții rapide pentru recalibrarea platformelor de drumuri, cele care nu sunt... Am rezolvat-o, de luni deja e discutată ca să apuce. Am mai stat astăzi să mai usuce, după care de luni se înceapă. Eu cam asta am avut discuț. Poți să mă retrag. Domnul președinte, deși eu trebuie să mai ești cu iluminatul public, vine acum, deci o să meargă la Dieni, trebuie un pic verificate, chiar la biserică la Condățele, un bec la Oancea care nu mai funcționează. Mai e, da, e în apropierea bisericii. Adică ar fi normal să facem o revizie și la iluminatul public în perioada asta, săptămâna asta. Mulțumim. Deja le-am discutat cu cei care se ocupă și presează servicii. Deci oamenii se vor apuca de treabă săptămâna viitoare. Asta e o practică constantă, știm cu toții. De sărbătorile de iarnă, de Paște, întotdeauna facem intervenții și înlocuim ceea ce este defect. Acum recunoaștem că becurile astea economice sunt un pic mai fragile, da. Mai puțin foarte rezistente față de becurile alea clasice, care le știm cu toții. Dar era foarte consumatoare. Un bec de 125 era grozav de consumatoare. Consum mai puțin, dar se schimb mai des. Deci, da. Acum, domnul primar. Am în vedere, imediat, am în vedere, în etapa următoare, să vedem cum vom găsi soluții sau ce mecanisme vom putea aplica. În așa fel încât cu LED, lămpile cu LED, care sunt mult mai sănătoase, au un flux luminos foarte bun, rezistente și trebuie rezolvate. Dar acum, punctual, pe problema asta, am în vedere și rezolvat. Vă mulțumesc. Da. Domnul Dogar. Domnul Puțer. Da, domnul Dogar. Vă rog, iertați o altă. Domnul Dogar, o luăm la rând. Da, domnul Dogar, am și o problemă. Da, cu domnul vice vreau. S-a început curățenia de la Slobozia, acolo, pe drumul de la Slobozia. De astăzi am văzut că au început să facă băieții curat acolo, dar săptămâna care vine, eu vreau să intru în copacii aia automat cu o drujbă, să fac o curățenie la copaci acolo, că trebuie să curățați ca oamenii, și după aceea trebuie să băgați de nou băieții acolo, pentru să adună toată crângătate de acolo. Mai e ceva de tăiet azi, cum mai rămas ceva în urmă acolo, nu o tăie tot. A spus că vine, vreau să mai plantez acolo încă vreo 14 nuci, deja locurile sunt, nu sunt. Dar îmi dați un om sau doi să fac grot, că copacii duc eu. Și apa o cat, groapa nu o fac. Copacii ei. Ca să termin cu drumul acolo, cu plantatul de copaci.
acolo vreau să pui nuci și pe stânga și pe dreapta, tot ce este gol linia. Asta v-aș ruga tare mult, ca luni, să aveți copaci. Oamenii am în zonă, că după asta de acolo e mută altă parte. Eu fac aceea... și la Cornățel, la Cornățel, băiți la Cornățel, ca așa sunt zonă acolo. Eu am făcut la biserică, la Cornățel, o curățenie pe coasta aia exemplară. Am coborât de acolo pe drumul în cartier către șoseaua națională. Rugămintea mea este. Vedeți, sunt oameni care duc gunoiul în capul bucății pe șosea. Trebuie atenționați să ducă gunoiul în capul bucății din colo și nu la șoseaua națională. Eu vreau ca și altă ziua, până merg, că și oamenii ăștia vin pe astăzi, dai gunoiul la noi, să pot reuși să curăț până la tămășoaia toată zona, să curăț de la kilometru 4, prin zlogozii toată zona, vreau să intru și pe mare urgările pe aici, până sunt bidoanele astea, o sumedenie, vreau să intru și pe lungă dohii, dacă putea să reușesc, dacă cred că pot reuși, se poate scovata canalele care s-au înfundat în perioada iernii și am toată certitudinea că îi pot și vărui copacii toți, de la câteva sute de bucăți de vărit. Eu am procurare astăzi vară, mâine stâng vară și o l-am pregătit pentru lungă și intru cu bidinierele pe el. Dar rugămintea mea care este, și oameni la poată, unii aruncă bidoanele și ei de la poată, că așa-i făcut civilizat, și aruncă gunoi în drum, rămâne acolo, și ar trebui și dumneavoastră, cum să mă spuneți treaba asta, băi, știți pe oameni, băi, ieși cu voi la poate, să e frumos și elegant. Adică să nu știu să fie oamenii la pasul șef și voi în poate, că e frumos, e ceva. Am de aici, de la barieră, către școală, în parte, am uitat ieri și am stușat o parte din copacii acolo. Sper ca luni să ajung de aici, de la magazinul ăsta, cu e pizelirii acolo și mijerii frontă, sper pe treaba asta până la vedere lungul în capătul și să sper că se pune că după Paști cu domnul primar, că o să găsăm un pom fructifier, un pom de lanț, să putem planta pe marginea drogurilor. Și unde este că e plantarea pentru izlaz acolo, e partea a doua. Pământul ăla de gădat, o pun de pădurii și acolo. Dar cu concluzia că animale sunt între ei. Că dacă intră animale acolo, n-am pus nimic. Te punem degeaba și cu asta am încheiat-o. Atât bine, domnule. Și dacă mai puteți să puneți și o mașină, câteva piatră, la bufet, la în zona unui da, magazin, da. În parcarea de la magazin nu sătesc la noi. Da, sus, acolo. Dacă tot băgăm piatră pe drumă, asta. Și la, asta. Și din coace, da. Dar eu o să caut, am într-o limită cu căruțele astea. Deci simți că asta, dacă vine cu căruța lui acolo, el vine astăzi. Cum au și cai de aia de calibru de noi, nu prea mă bizui pe ei. Acum poate găsim o mașină de piatră, și-o fata primăriei de pus, eu știu până sunt zonele de pus. Vedeți o mașină, două, de soar, ce vreau să poți ieși. Un concasar. Un soar mai. Un soar mai o disipă, el viaje foarte bine. Știți că... Am văzut la prieteni sau prețuri bune acolo, nu fac reclamă, dar balastiera are acolo. Dacă toți sunt termate, mai este permis. Domnul Ligăzea. Discutați-mă o dată. Și vă dau exemplu zlobozii. Am fost zlobozii, am trecut și ieși astăzi. Am găsit acolo un băiat cu caie băgat în curtea școlii mei. El făcea cu acolo galopări prin curtea școlii. A trebuit să mă șer cu el. El se scoate acolo din curtea școlii. Fiindcă era un demagog, strica iarba de acolo, strica tot terenul de acolo. Adică așa fermi să tai poarta, să tai coetorul de la poartă, să-ți bagi caii în curtea prin școlii. Noi acolo am muncit zilele cu voi, acolo pe o săptămână, ca să poți să acoperi înapoi, să iei gaduri înapoi, să pui gaduri înapoi. Și te vine unul de ăsta care are... Și vă spune, și de zlogozii, am văzut oamenii din sat. Dar toată lumea privea și lăsă rigură. Adică am zis, nu se poate așa, e prea dezastru. S-a uit acolo la Troița, la magazinul lui Rico. Cineva a adus demne acolo. E o grămadă mare, așa, un mormar mare de restul demne. Am să trebuie poliția locală luni și cineva cu isert. Nu o să fie primăria să ia gunoiul lui de acolo, nu se poate treaba asta. Ca și vorbea să fie o negociere cam... Dacă s-au învățat că sunt cineva să ieși și să fac curățenii în poartă. Nu e așa. E ca să lucruri mult mai principal de fost în comun. Vă spun eu treaba, nu pot să... E drenat forță... Fie că am lunga dosii, foarte multe canare care trebuie desfundate. Vine până în ploi masivi și am nevoie. Am depins de străinoasă, deci aș până în capăt, trebuie descomandată. E ca sunt lucruri care trebuie făcute de urgență al mărurilor. Dacă nu stau și eu cu voi din partea lui. Stați un pic, mi s-a dat în științare, că discutați-mă o dată în Consiliul Local. Doamne, prima dată îi dai să-l înștiințez, al doilea oară, și legea. Primite poliția rupă. Domnul Mărcuț, să aveți cuvântul. Domnul președinte. Dă-i o răspunsul. A trebuit să-i conștiințe, au văzut doamne, doamne, doamne. Și ia cu lui de acolo. În doilea locul lui, așa trebuie.
Și dacă nu? Dacă nu, am eu. Ce am zis? Pot să fac o remarcă. Să știți că în iarna asta s-au aplicat niște amenzi pe zona din mediu. Și cei care au încălcat legea, a trebuit să suporte. Deci nu am făcut răba de la regulă și indiferent cine a fost, s-a aplicat astăzi. Deci nu iertă. Pentru că pe componenta de mediu este extrem de delicat. Și este un indicator de civilizația fiecare. Să o înțelegem. Vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Deci la acest capitol la diverse, eu ar vrea să fac următoarea afirmație. Nu este adevărat că cetățenii comuni nu se prezintă la audiențe. Ba, se prezintă, să știți. Și am dovezele care vă pot demonstra că cetățenii se prezintă și vin cu probleme foarte serioase. Părerea mea este că consilierii nu vin în ziua de când au programat la să asiste, să dea audiență. Asta e părerea mea. Bun. Asta e părerea mea. Așa. Așa. Deci, domnul președinte, nu am dat niciun nume și vă rog colegii să rezerve dreptul de a să abține de la alătura toată ziua. Nu a vorbit. Domnul președinte, ieri s-a prezentat în audiență două persoane, zi în care eu am fost programat pentru audiență. Aici vă dau documentele, raportul, registrul de audiențe, cu cererile de audiențe și cu toate formalitățile care s-au făcut, în care s-au stabilit zilele de rezolvare, termenul de rezolvare și cei responsabili pentru rezolvarea problemelor. În acest fel, domnul secretar a văzut personal acest lucru, a fost de față și responsabilitățile revin într-o situație domnului primar și Consiliul Local. Într-o situație revine domnului vice și poliției locale. Păi spuneți dezbatere, luna care vine, cine vine, Consiliul Local. Da, eu vreau... Nu se așa. Deci fiecare parte și asta, regulamentul e să supune la vot Consiliul Local, cum am prezentat eu în ședință cu el. Vă prezentați frumos, îi spuneți motivul cum am prezentat și eu în ședință. Și eu consider dacă e ceva pe că aceste lucruri se aduc la cunoștință factorilor de răspundere. Ei, ați vorbit de Consiliul Local. Sigur că da. Sigur că da, dar deci eu înmânez domnului primar, iar domnul primar, în urma cererii respectivii, ia hotărârea că încă se pună în dezbatere și în Consiliul Local, nu acum, de moment. Pentru că domnul primar nu știe încă ce s-a discutat la audiență și despre ce este vorba. Și într-adevăr că responsabilitatea este a domnului primar și a Consiliului Local. Dar nu acum când eu vă spun lucrul ăsta, că s-o prezentat la audiență. E bine să mai raționalizăm niște lucruri. Vă rog. Așa. Poftiți, domnul secretar. Da. De audiență. O să spun și eu ceva. Închide. Deci mă bucur faptul că există un interes și din partea Consiliului Local pentru anumite chestiuni punctuale și care trebuie aduse în mod clar la primar și la viceprimar. Pentru că noi sunteți forul, să spunem, consultativ și deliberativ, cei care se execute sunt compartimentul ăsta la altul. Mă refer la, sau instituția cealaltă, primărie. Legat de modul în care lumea vă receptează, depinde de modul în care lucrați dumneavoastră cu ei. Cum interacționați, cum vă exprimați, cum lucrați, cum vă apropiază fiecare om în parte. Faptul că domnul consilier trebuie să fie lângă cetățean, este legal și este frumos. Mă bucură. Dacă sunteți atât de dornici și să interacționați, e perfect. Acum nu trebuie să faceți doar de fațadă faptul că este filmat sau faptul că aveți un interes mai fiți ales și împăcată, este doi ani să vă spuneți. Să facem conștiința curată și împăcată că putem face ceva bine pentru om. În rest, interesul electoral mai puțin contează. Deci eu vă mulțumesc. Și încă o dată, mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut în 2017.
Și vă doresc să fiți sănătoși. Mulțumim. Dacă mai dorește cineva să scrie la cuvânt, dacă nu ai dacă nu aș dori eu să... Nu e nicio problemă. Vreau doar cu Consiliul Local să aduc și la cunoștință niște probleme. Referitor la rapoartele de activitate. După cum ați observat, domnul primar, a colectat terenul, dar Consiliul Local nu prea. Eu am raportul din la mine. Dacă vreți, vi-l citesc, îl punem pe ordinea zi, personal, raportul consiliului l-am făcut. Dacă vă rog să mi-l înaintați și luna viitoare îl puteți prezenta în ședință, dar eu am nevoie să fie întocmit. Am o și la informație că am nevoie de el. Este să-l sun și pe vormă, deci pe să lucrează. Ca să nu fie probleme. Deci, în probleme electronice. Deci vă rog și insist încă o dată, întocmiți rapoartele de activitate pe 2017. Și pe comisia? Eu nu vreau să apelez la exigență, dar să apela cu el. Bun, vă mulțumesc și...